Odată cu sosirea sezonului estival, oamenii simt nevoia de a se odihni sau de a-și întrema sănătatea. Criza economică și bugetele reduse ale familiilor alocate pentru vacanță fac ca tot mai mulți moldoveni să rămână acasă pentru perioada concediului, unde preferă locuitorii raionului Glodeni să-și petreacă vacanța de vară și cât sunt dispuși să cheltuie pentru aceasta, aflați în reportajul următor. În raionul Glodeni nu există nicio agenție de turism care ar putea oferi locuitorilor destinații turistice unde glodenienii s-ar putea odihni. Cei care pe parcursul anului activează în afara țării își doresc să-și petreacă vacanța acasă, iar ceilalți o vor face după posibilitate. Cred că la mare. La mare. Unde plecați? Unde? La Zatoca, ne ducem. Și cât sunteți dispuși să cheltuiți pentru timpul dumneavoastră? Cât nu jălesc pentru mine. Ce? Adică să vă spun că salariul îmi permite să mă odihnesc pentru mine și familia mea. Am fost în România, la Sovata. Dacă nu-i secret, cât ați cheltuit? Asta noi am fost cu colectivul la serviciu și din contul firmei, așa că nu am cheltuit nimic. Din cauza lipsei resurselor financiare, mulți preferă să-și petreacă vacanța de vară acasă, însă consideră că și în Republica Moldova sunt locuri pitorești ce merită să fie vizitate. La țară, la țară, acasă, cu nepoței. Prefer mai bine Moldova să petrec. Timpul este un loc foarte deosebit și frumos. Eu îmi propun la mare, dar posibilitățile sunt mai mici. Veți pleca undeva? Nu, cred că am să plec la Peter atât. Pentru că trebuie să-mi vizitez, să fie un vizitor la băieță. Să-i văd cât de important. După veniturile care le avem, nu știu dacă ne permitem să ne ducem undeva peste hotare. Aici, pe loc. Ne stăruim să combinăm munca și odihna. Chiar dacă oamenii doresc să se odihnească peste hotarele țării, scăderea venitului populației îi determină pe mulți să renunțe la vacanța de vară.